5 oameni au fost răniți într-un accident foarte grav produs pe o șosea din Tulcea. Potrivit martorilor, un șofer aflat sub influența alcoolului a tăiat o curbă și a ajuns pe contrasens, unde a lovit un alt autoturism. Șoferul băut a încercat să dea vina pe o femeie că s-ar fi aflat la volan. Câte victime sunt, domnule? 5. Două mașini, una mică și un jeep. În jeep nu mai era nimeni, erau deja scoși domnii. N-au absolut nimic domnii din jeep. Mai rău sunt domnii din picul acesta mic. Să verificați să nu fie vreo persoană, ceva. Toate victimele sunt cu răni grave, dar stabile. Pentru una am spus că are insuficiență respiratorie, posibil multe fracturi costale și am solicitat un echipaj la elicopter. Deci s-a intervenit pentru descarcerarea două victime. Aceste victime au fost surprinse în autoturism datorită unei coliziuni spontane dintre autoturisme. Martorii spun că șoferul vinovat de producerea accidentului circula cu viteză și a depășit pe toți cei pe care i-a întâlnit în cale. Coliziune frontală. Sunt 4 victime transportate la Spitalul Județean de Urgență Tulcea pentru investigații. Se pare că unul din conducătorii auto este pozitiv la testarea alcooscop. A cincea victimă, aflată în stare foarte gravă, a fost transportată cu elicopterul la Spitalul de Urgență din Galați.